Salutare, fraților! Sunt pe Sfântul Gheorghe cu fratele Max, care mănâncă salată beof și nu mai întreabă dacă vreau și eu sau alte alea. Păi acasă, eu n-am. A venit cu salata beof la baltă. Am aruncat 3 lansete pe cărășel și stăm așa, spargem o semință. Ne uităm și la gunoaiele din spate. La gunoaie, ce să mai zic. Acum se văd. A, ce-i pe aici? Ce-i dar pe aici? Mai arată, ce e să mai arăt, frate, că nu te ia. A băut sânge de taur, sânge de smântână la tavă, te ia. Altă-ți. Gunoaie, peste gunoaie, peste gunoaie. Răpânel. Răpânel de oameni, ce să mai. Altă-ți. Oh my, că nu mă mai apropii, că mi se face scârbă, lasă-mă în pace. A venit cu Kiltox-ul, i-a omorât gândaci și țânțari. Hai că zic eu de aici. Nu mai îmi zice, lasă. Și am 3 lansete aruncate, am curent mare aici. Nu prea văd a fi locul favorit al șalăului, dar totuși o forțez. Poate cine știe, avem vreun noroc de într-ăsta chior. Te vedem și noi astăzi culoare. Oricum ar fi, am și să luăm puțin aer, mai stăm la o vorbă, nu m-am mai întâlnit cu Max de mult. Am avut treburi fiecare în direcția lui. Sunt pregătit să execut toată salata. Nu-ți las deloc în toate. Treaba ta? Dă viteză, nu mai, că nici nu vreau. Știi cum, sunt full. Ia stai un puțin, ce-i cu lanseta asta? Am văzut o mișcă. Aoleu, ce a făcut Max asta aici? A fost izbitura de pește. A căzut de pe... A căzut de pe stan? A căzut de pe ăsta, cred că. Sigur? Și când, da, de când am pus-o, am văzut eu că e o leacă ciudată așa. Nu mi-a plăcut. Dar oricum am văzut-o aplicându-se. Da. Ia, ține puțin camera. Dă să o scot să văd care e și purla pe ea. Aoleu, dar aici cred că... Mare ciot ai luat, cred că nu? Mare agățături pe aici sau... Am cum se îndoaie. Ce copaci aici, Max? Ferească, Dumnezeu. Da. Da. Ai rămas fără montură? E, nu, s-a dezgățat. Dar ce copaci pe aici, pe jos, Max? Eu zic că nu mai e peștișorul. Posibil, da. A plecat. Nu e locul favorit aici. Nu știu de ce ne-am oprit, ne-am enervat. Mai încolo unde aș fi vrut să mă opresc, aveam un loc în care, da, am mai pescuit acolo în anii trecuți și chiar am prins și alău pe locul ăla. Ca să vedeți, n-am filmat, că eram așa pe viteză. Am lăsat mașina pe dig și ne-am dus cu lansetele la malul Dunării, când încolo surpriză, exact din locul unde trebuia noi să stăm să lansez lansetele. Mare set că întins, mare set că întins. Nu știam ce să fac. Îmi venea să o scot sau să o tai, să-i dau drumul, să se ducă naibii. Ăștia spanaramul rău tare de tot. Deși pe locurile pe care se știe și se știe că ăla e loc de pescuit acolo. Uite acolo, branconieri, uite. Da, mă. Ziua mea zi mare. După aia te omori cu ei, știi? Oricum ei nu au niciun certificat, nicio autorizație să pescuiască, știi? Majoritatea sunt ilegale, ei o dă vreo jeală, oha, că-s localnici și au dreptul la o setcă. Dar de unde? Că ei au 50 de setci pe aici. Cine-i controlează? Ia să văd câte setci ai. Așa e. De unde? N-are nimic, nicio ștanță pe setca aia, n-are nimic. Totul e ilegal. Ce să mă zic? Să-mi pun un peștișor nou, să-l lansez din nou, a? Dacă tu zici. Păi n-am ce să fac, Max. Unde vrei, Max? Că eu le-aș strânge acum, în momentul ăsta. Dar e și tulbure. Da, da. Și n-ai unde. Și parcă peste tot e la fel pe tulburea ala. Exact. Da. Mai stăm pe aici să vedem. Abia am ajuns, să vedem care treabă. Mai stăm o jumătate de oră, ori. Dacă n-avem nicio sfârială, poate ne mutăm. Nu știu. Sigur, vedem. Da. Mai e până se întunecă. Am avut scandal mare până acum cu o buturugă aici. A venit, nu mi-am dat seama. Mi-a agățat două dintre lansete. A trebuit să tai firul, să... S-a dus, s-a înfipt acolo, în
în crengile alea acolo. A trebuit să tai firul, să-mi pun monturi noi. Eram atent, dădeam la spinning și... Dădeam la spinning pentru că am văzut vreo două sărituri pe aici. Am zis, hai mă frate, să probez, poate cine știe. Am pus o cicadă argintie. Poate sare în evidență, așa, în ochi. Care iese în evidență, zic. Pe tulbureala asta acum. De unde? Văd că n-am niciun atac momentan. Și nici la peștișori nu s-a dat. Îl așteptăm. Max a zis că a înghețat, s-a dus până pădure, a început să se plimbe pe aici, nu știu, s-a dus să facă o tură de pădure, cică, să se încălzească. Băi, Max! A dispărut. Da, săritura a fost aici. Și în timp ce eu trăgeam pe aici, cu cicada asta, doamna ciuată își lua fir frumos de pe mulinetele mele și tot pleca. S-a capac. Da, un el, încerc la cicada asta puțin, încep să le schimb încet, încet. Da. Niciun atac, fraților, nicio trăsătură, nicio mișcare, apa tulbure, bucate, peșterul nu vrea să se arate, tot așteptat, am mutat lansetele astea, am pus una mai aici, degeaba, nicio șansă, am schimbat nălucile pe aici, voblere, cicade, am insistat pe spinning, cred că vreo oră și ceva, două, degeaba, nimic, au fost vreo două sărituri pe aici, nu, Max? Eu am văzut aici două sărituri. Exact. A fost, da, adevărat. Max a mai plimbat și el pe pădure, a zis că a văzut și el pe malul Dunării, mai în aval încolo, sărituri. Am făcut vreo 4 km la vale încolo, m-am dus de nebun. Că înghețase cărca. Nu știm ce să facem. Cred că nu mai stăm mult și strângem. Și cam asta e partida. Că nu mai are rost. Adică... Turăm Dunărea de pomandă. Ea are pește, dar nu vrea el să se arate. O vânturăm acum, momentan. Aha, o vânturăm. O vânturăm ca pe murături. Aha, aerisim. Aerisim, da. Ce mișto. Ai și soarele un pic. Bă, vremea nu e chiar așa, e blândă, sunt vreo 8 grade afară. Vremea e bună, am prins vreme bună. Nu bate vântul. Din cauza tulburării, nu. De câteva zile e tulbure așa și nu mai mișcă nimic. M-am pus prietenul ăla pe Aurica, a fost... Într-o după-amiază a fost la nufărul, da. A prins într-o oră, a prins 3-4 plătici și un moronaș. Dar repede așa, bam, bam, bam. E, s-a dus a doua zi, a stat toată ziua, a prins două plătici. Și a zis că, mamă, dacă într-o oră am luat 4, știi? Ce, da, ce zice, mamă, este, gata. Mai este și presiunea, mă, mai este și apa, temperatura și... Mai uite și tu ce crengi, uite, vezi? Aduce tot felul de bălării, de crengi. Da, crește apa și mai rupe de pe mal. Da. Măcar crește. Poate mai... Deja la Mahmudia, în pădure, acolo a intrat. Da? Da, am fost ieri pe acolo și era apă, era baltă așa. Dar e bine că mai crește apa, mai adună și gunoaiele lăsate de... pescari de praf. Mai sunt și câțiva pescari de praf, adică mulți rău. Sunt. Fraților, cam asta e treaba. Vă salutăm pe toți. Vă urăm un an nou fericit. Dacă mai ies pe... Baltă o să postez, cel mai probabil asta ceea ce o să fac, dar din păcate apa e tulbure și nu știu cât de vreme o să mai ies. Aștept să se cumințească puțin Dunărea, că e bardaf. Una peste alta, de pe mal Dunării, de aici eu cu Max vă spunem numai bine, la mulți ani. Și sărbători cu bine. Și să ne auzim numai de bine, fraților, la mulți ani. La
Dacă ați tăiat porcul și ați făcut tobă și cârnați, trimiteți-mi și mie. Deci plecăm acasă. Max a mâncat salata și plecăm acasă, că nu mai avem de ce să mai stăm. Nu, Max? Am mâncat, da, bravo. Cozonacul ai mâncat? Da, mi-a adus salată, bă. Eu locuind singur și ne făcând o mâncare acasă, am prieteni buni de mai hale și eu. Masaftele de dimineață cu cazon de salată, bă, mișto și cozonac. V-am pupat. V-am pupat pe toți fraților, să ne auzim numai de bine și un an nou fericit. Și plin de împliniri. Și nu uitați de tobă și cârnați. Da. Uite, uite, uite. Ce? Aradiat, aradiat. Țineți aproape pe lanseta cu lunetă. La mulți ani.